Cu toții vrem să câștigăm la pariuri sportive cu miză mică, dar nici măcar nu avem răbdare să vedem anumite bilete care ni se expun. Și uneori chiar argumentate este și cazul acestui canal, va aduc zi de zi bilete argumentate, analizate de la anumite strategii, dar observ că foarte puțini se uită până la capăt. Acest bilet este cotă 13, face parte din strategia GG sau 3+, plus, un proiect care se vrea a fi câștigător 1 din 10 bilete pentru a fi pe profit. Primul meci începe pe data de 15, după cum ați văzut, și se întinde până pe data de 17, 19 septembrie. Miză recomandată 10 lei este pasul 1 din strategia GG sau 3 Strategia trecută ne-a ieșit la pasul 2, așa că am reluat de la pasul 1. Așa arată codul biletului 994K paliniuță MGA8A0, cotă finală 1339 și Continuăm mai departe cu biletul de la strategia două goluri în prima repriză care începe pe 9 septembrie. V-am mai explicat eu despre această strategie. De fapt aveți toate strategiile în acel folder, playlist, cum vreți să-i spuneți, de pe canalul nostru de YouTube cu strategii pariuri. Exact așa se numește. Această strategie este pe termen lung, miză 2 lei tot ce trebuie să facem este să pariem săptămânal, iar când ne va ieși acest bilet, chiar și după 20 de ani vom fi pe un profit imens. Așa arată biletul: doar 11 dueluri vor fi în acest weekend. În drept mare nu l-am mai jucat la sistem. Așa arată 995L-3IFQ8M seria sau îl puteți scana. Continuăm cu strategia 42 de pași, strategie care este câștigătoare de 10 sezoane consecutive. Bineînțeles că pe nimeni nu interesează pentru că mizele sunt mici, dar la finalul strategiei când vedeți că s-au consumat 395 de lei, Vă dați seama că nu mai sunt mizele atât de mici, ba chiar devin mai mult mai mari doar dacă dublați miza, în loc de 2 lei să jucati cu 4 lei. Am ajuns la pasul 31 aici, ceea ce ne recomandă să jucăm cu 10 lei acest bilet, miza 10 lei, cotă finală 20, așa ar trebui să fie. Meciuri interesante, inclusiv al României, partida dintre echipa lui Messi și Atlanta Craiova cu cotă excelentă. Craiova lui să înscrie un gol lui Dinamo, iar Sevilla cotă încă mare la PSF 1. O Sevilla care și-a repatriat mulți jucători și cred eu că va fi pe o pantă ascendentă începând în săptămâna viitoare pe 19 septembrie, așadar se încheie și acest bilet cu meci din Liga Campionilor, Young Boys Leipzig câștig o repriză Leipzig. Seria biletului Superbet 995T, liniuță 3 g 9 sv miză, miză 10 lei, cotă totală 1996. Și în fine ajungem la ultimul bilet, cel de la strategia 1000+, plus, biletul 1000+. Plus. Un bilet făcut strategic, primul meci începe pe 9 septembrie și bineînțeles că avem un bilet mix cu pariuri inteligente care să ne crească șansele de câștig. Cei care vor mai multe detalii pot intra, v-am mai spus, pe strategii. Playlist-ul cu strategia. Acolo pentru fiecare strategie în parte găsiți argumentele și detaliile uh, lor. Așa arată biletul de la strategia, biletul Coto 1000, meciuri interesante, pronosticuri care ne cresc șansele de câștig încă din start pentru că cei care mă cunosc știu exact cum arată decalogul pariorilor, cele 10 porunci, să le spunem așa, pe care trebuie să le respectăm cu sfințenie în pariuri. Vă las un link în, în primul comentariu cu decalogul pariorului. Așa arată Ultimul bilet din acest clip, serie bilet 9942 liniuță MGXTMH, plasat la Superbet cotă finală 100 1193.88, miză recomandată 5 lei, am ajuns și aici la pasul 30 din 1500. Dragi prieteni, dați-vă un like, un share, abonați-vă la canal, nu vă costă absolut nimic. Eu am fost Nicolae Vasile, parea responsabil, parea cu cap, mă clin.